Mă numesc Ciurescu Dorel Lucian și prin harul Domnului sunt un copil al lui Dumnezeu. Am 40 de ani, am o soție deosebită, am o fetiță de 15 ani. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru ele, sunt un cadou de la El. Mulțumesc Dumnezeu pentru că mă iubește. Ne-am înțeles asta până la vârsta de 30 de ani, când umblam pe acest pământ nenorocit, eram lovit, crezând că sunt fericit. Îmi căutam fericirea în fel și fel de lucruri, fiind un ortodox din părinți ortodoxi, trimis la biserică cu forța, dar totuși am înțeles că există Dumnezeu. Aveam frică de Dumnezeu, aveam frică de iad, frică de tot ce se întâmpla, știam că e rău în jurul meu, dar credeam într-un Dumnezeu care poate să facă ceva cu mine, dar n-am înțeles ce vrea Dumnezeu cu noi până într-o zi. Dumnezeu începea să mă schimbe. Vreau să mă rup de lume, vreau să mă eliberez de lume, dar nu știam cum. Nu știam cum spunea Apostolul Pavel, să rămâi în lume, dar să fii lumină, să rămâi între lupi și să fii oaie, să fii un sfânt, să fii un... N-am știut ce înseamnă toate astea. Și am zis, Doamne, bine, dar cum? Și Dumnezeu acasă, am avut Biblie, dar o singură dată am pus mâna pe ea, am deschis-o, am citit ceva ce era un păcat greu în viața mea, am închis-o repede și am pus-o jos, am zis, nu, mi-e frică de ce scrie acolo. Eram cercetat de Dumnezeu, nu știam ce înseamnă cerceta, ce înseamnă, eu când auzeam lucrurile astea la unii pocăiți, ziceam că au probleme, ce înseamnă să te cercetezi, Dumnezeu, n-ai cum să înțelegi. Dar era Dumnezeu care începea să se implice în viața mea, de ce? Fiindcă a văzut o inimă care strigă după El. Eu în inima mea îl doream pe Dumnezeu, nu-L cunoșteam, dar doream o rezolvare. Și știam oarecum că El ar fi o soluție, dar nu știam cum, iar Dumnezeu mi-a pregătit El pașii, pentru că El te învață, spune cuvântul, psalmistul spune, El ne călăuzește pașii, El ne va învăța cum să mergem cu El. Acolo acasă mai citeam din Biblie, deschideam Biblia, mă uitam în ea, exact ceea ce aveam nevoie în momentul respectiv, aia am vorbea Dumnezeu. Aia, asta azi, asta așa, așa este. Bun, mergeam la lucru, eram schimbat total, dar încă Dumnezeu mai avea lucruri de eliberat. Pur și simplu eu vreau să mă eliberez de tot păcatul și știam că prin puterea, eu m-am lăsat de El, sufletește, spiritual, am zis, Doamne, nu mai vreau, până aici, gata, ajunge nebunia mea, mă duc în iad, până aici m-am oprit eu. Și Dumnezeu a zis, perfect așa, că te-ai oprit, tu nu te poți elibera de păcat, de aici intervin eu. Eram într-o sâmbătă acasă, încercam să-i spun soției mele, să-i spun, bineînțeles că oamenii din lume n-au cum să înțeleagă lucrurile astea, pentru că spun că nu-i bine, nu-i așa, nu-i chiar așa cum spui tu, hai să mergem la popa, hai să mergem la vreun vrac, eu știu, spun alții, haide să te reparăm pe la medici. Nu zic că nu e bine să mergi pe la medic când trebuie, dar când e medicul Iisus în viața ta, lasă-l pe El să-și, și dacă o filtrăm prin cuvânt, Dumnezeu îți va arăta calea, pentru că prin cuvânt vedeam cine e Dumnezeu. Și într-o sâmbătă stăteam acasă acolo în bucătărie și nu stăteam înainte Dumnezeu cu lista de păcate, nu stăteam înainte Dumnezeu să... El mă știa. Nu trebuia să-i... Oricum am uitat multe din păcatele copilăriei. Cele mai grele le știam. Dumnezeu n-a făcut asta. N-a venit nici să-mi ia vreo 50 de zbiciuri, nici să-mi dea vreo 300 de flotări, nici să mă pună să mă duc la nu știu ce munte, să stau în anumite poziții ca să fiu eu bătut. Nu, nu, nu. Dumnezeu a fost El bătut. Iisus a fost bătut pentru mine. Iisus a fost însetat pentru mine. Iisus a plătit prețul păcatului. Iisus nu vrea asta. Alți Dumnezeu vreau asta, să te chine, să te autoflagelezi, să te jerfești pentru ei, să le aduci. Nu, 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 Dumnezeu s-a dat însuși cu tot pe El. Și stăteam așa în acea... Parcă era un moment de așteptare. Parcă știam că cineva va veni și mă va ajuta. N-am auzit o voce, n-am auzit ceva, zbucium, cu tremure. Doar atât am simțit inima mea. Te-am văzut. Tu, pur și simplu, ai cedat. Ai înțeles. Singur, cu lumea, nu poți să faci nimic. Nu există soluții la tine și la lume. De azi înainte, pentru că mă vrei, ești sincer, doar atât vreau să fac. Să iau eu corabia ta în mână, să iau eu căruța ta, să iau hamurile vieții tale și eu să conduc de azi. S-a întâmplat ceva în viața mea, ce s-a întâmplat așa de grav, încât în urma acestei fapte am ajuns ca pacient internat la Spitalul Jebel de Psihiatrie din Lugoj. Acum vă dați seama ce lucrare poate să dea Dumnezeu peste tine încât să se cutremure lumea, să te cutremuri și tu. Fiind cunoscut de atâta lume, oamenii au rămas, nu se poate, imposibil, așa un om. Medici au spus, nu se poate, imposibil, așa un om, cu așa a trecut, pare ok, pare în regulă. Oamenii au rămas, nu se poate. Medici care au spus, măi, nu înțeleg. Era lucrarea Dumnezeu, n-am înțeles nici eu. Am fost dărâmat, fizic am fost dărâmat, spiritual nu. Asta era ciudățenia. Spiritual, parcă Dumnezeu încă era cu mine. Și era, pentru că acea naștere din nou și acea prezență a Dumnezeu n-a plecat din mine oarecum. Era cu mine acolo. Și am zis, Doamne, n-am înțeles nimic acum. Acum m-ai lovit așa de tare încât gata, se termina cu mine. N-am înțeles, Dumnezeu nu mi-a vorbit nimic. Absolut nimic, nici sunt cu tine, nici nimic. Dar știam că e cu mine, simțeam că e cu mine. De ce, Doamne, de ce? Și am stat pe genunchi.
Și am fost așa de distrus și așa de terminat și mă gândeam eu, Doamne, dar mașina mea, dar casa mea, dar ce mai duce fata mea la grădiniță? Dar banii cu care susțineam eu casa. N-am înțeles nimic ce înseamnă Dumnezeu. Doar am gustat puțin din El. Dumnezeu în acești ani îmi plăcea să mă umple de El. Am ajuns, până la urmă am trecut prin niște etape, am fost prin locuri în care nimeni n-ar vrea să ajungă, adică închisori sau spital de expertiză medico-legală Jilava. Dar Dumnezeu era cu mine, m-a călăuzit și acolo, atingea oameni. Eu nu știam atunci că atingea oamenii prin mine, abar n-aveam. Și am ajuns la Jebel, cum am spus, un om terminat fizic, eram distrus, m-am necăjit așa de mult în mine, omenește, dar în suflet aveam mângâiere. Dumnezeu era, a spus, doar sunt cu tine. Asta s-a întâmplat în iunie, am ajuns de bea la Jebel, până atunci, din martie până în iunie, am fost pe la spital Jilava pentru expertiza medico-legală. Am avut harul să trec și prin niște locuri, de cum a spus, cu gratii, unde mi-a arătat și Dumnezeu acolo ce înseamnă libertatea. Dumnezeu m-a dus pe acolo ca să-mi arate doar. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a ținut acolo. Și vreo 3 ani și jumătate am fost necăjit. Dar interesant că zi de zi citeam Scriptura, zi de zi mă rugam, era post în viața mea. Dar bucuria mea a fost și mai mare că în iunie, dumneavoastră din 2006 emiteți 24 din 24, Alfa și Omega. Am prins televizorul și am găsit programul Alfa și Omega. M-am uitat la el, ce se întâmplă acolo și a început o lucrare extraordinară prin Alfa și Omega și acolo am văzut lucrări frumoase, lucrări care se întâmplau în viața mea, lucrări care au fost înainte. Adică lucrări care au fost înainte, comparația din viața mea se vedeau, pentru că acolo veneau oameni cu mărturisiri exact ca și mine sau chiar mai mari sau chiar... Și acolo am văzut că dumneavoastră i-ați ascultat pe oameni, i-ați primit pe oameni să-și spună experiențele. Ați încercat să faceți totdeauna unitate, să fie dintre toți care vor să aducă cuvântul Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu, din orice religie, ați primit. M-am bucurat, am zis, Doamne, există pe pământ și televiziuni din asta. Nu mi-a venit să cred. Dar așa de mult m-am bucurat că ați fost acolo, zi de zi. Ați fost biserica mea, așa am spus la mulți. Deci acești 3 ani și jumătate când Dumnezeu mă învăța și cuvântul mă punea la lucrarea Lui, eram oarecum printre oameni și încercam să învăț de treaba mea, de viața mea, cu toate că eram necăjit. Dar Dumnezeu mă învăța de fapt școala Lui. Nu știam asta, la sfârșit am știut, cum să vă spun mai târziu. Acolo era școala Lui Dumnezeu, de fapt. Dumnezeu a început să lucreze și am înțeles că plinătatea Lui Dumnezeu nu se face nici într-un loc anume. Dumnezeu, dacă vrei putere, El trebuie să te scoată. Pe unul Dumnezeu îi scoate să le dea putere în islam, acolo unde trebuie să moară pentru Domnul. Pe mine Dumnezeu m-a scos să-mi dea putere într-un spital de psihiatrie, să înțeleg cât sunt oameni sunt cu sufletul rupt acolo, de fapt, cum am înțeles și am auzit. Schizofrenie din cuvântul original vine de la suflet rupt. Dar sunt locuri în care medicii nu au putere să lege sufletul, pentru că nu au cum. Și am văzut atâția oameni cu suflet rupt acolo și aveam și eu chiar sufletul rupt, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și Dumnezeu oarecum începea să mă vindece de tot ce se întâmplă și m-a vindecat la nașterea din nou, dar a început să mai repare în sufletul meu multe lucruri în momentele astea și Dumnezeu ne-a arătat că schizofrenia nu înseamnă neapărat un nebun sau boli psihice, uite la el și arată cu degetul, nu, sunt suflete rupte ale oamenilor în care nu mai găsesc soluții și ajung să o ia razna, pentru că sufletul rupt înseamnă cugetul murdar sau rupt sau acolo se sfârșește ceva în acei neuroni, acolo se întâmplă de fapt, acolo e și lupta spirituală în neuronii aceia. Pe data de 12 septembrie am avut bucuria să mă duc acasă. Am plecat acasă și acasă m-am gândit, înainte mă întrebeau unii angajați, pacienți, colegi de-a mei, frați de-a mei de acolo, dar ce să faci, dar unde să mergi? Și impactul Alfa și Omega pentru mine a fost o putere de la Dumnezeu, a fost ceva care, cum a spus, ați fost voi acolo cu mine, a fost biserica lui Dumnezeu în clădirea aceea, în locul acela, erați acolo. Dumnezeu e cu voi și Dumnezeu e mare și mergeți înainte, sunteți extraordinari, văd mai mult că v-ați implicat în atâtea lucrări și exterioare, sunt oameni, cum am văzut, vin și mărturisesc ce minun face Dumnezeu prin oamenii care se pun la slujba lui Dumnezeu. Mă rog ca într-o zi toate emisiunile laice să fie Dumnezeu în ele, să nu mai fie lumea. Pentru că pe sticlă mai nou se vede bârfă, politică, răutate, bancuri, glume, distracție drăcească, dar la Alfa și Omega e minunea lui Dumnezeu, este Dumnezeu acolo. Dumnezeu mi-a vorbit prin voi, Dumnezeu m-a zidit prin voi. Alfa și Omega sunteți o poartă a Raiului pe pământ, prin care Dumnezeu vrea să-și trimite lucrări mari. Stați lângă Dumnezeu, lăsați poarta deschisă pentru toți cei ce vor să intre prin dumneavoastră. Primiți-i. În dumneavoastră este putere de la Dumnezeu. Iar pentru cei ce sunt loviți și cred că nu mai există nicio speranță, nu vă lăsați mințiți de diavolul. Speranța este doar la Dumnezeu. De-abia vă așteaptă să vă aducă în casa sa, prin trupul lui și prin sângele la Golgota. Și prin Duhul Sfânt vă va vorbi. Fiți binecuvântați.